Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Discutăm astăzi despre transformările care au loc în cartierele orașului, unde echipele Servicii Publice Iași continuă programul de reabilitare a spațiilor verzi, o acțiune inițiată, după cum se știe, de Primăria Municipiului Iași. Cel mai în măsură să ne ofere informații despre lucrări și despre zonele unde s-a intervenit este directorul societății, domnul Laurențiu Ivan. Bine ați revenit în platou Iași TV Live, domnule. Bine v-am regăsit. Bună ziua. Mi-am notat aici o expresie. Gunoaiele s-au ascuns cu mare grijă în solul sălbăticit și la adăpostul gardurilor vegetale îmbătrânite. Grilajele metalice improvizate, adevărate secțiuni de matrix, parcă făceau regula în această atmosferă neglijentă care își așteaptă transformarea precum broasca vrăjită, râvneala mai laborioasă în condițiile în care avem foarte mult de lucru pentru descongestionarea acestor spații. Bineînțeles că imediat după ce reușim să curățăm aceste zone unde dacă, nu știu dacă ceea ce vă spun poate reflecta cu eu știu, acuratețe ceea ce găsim noi în teren, dar nu vă puteți imagina ce putem găsi în aceste zone. Adică, efectiv, colegii mei sunt înarmați cu utilaje, cu echipamente de tăiat, fierul, de muncesc zile întregi numai pentru a reuși să facă o breșă în cadrul incintelor respective pentru a putea scoate toate gunoaiele. Vă referiți aici la ceea ce au adunat, nu, locatarii de la parter, da, în acele în timp s-au creat vegetație împletită cu fier, împletită cu, eu știu, panouri metalice. Am găsit tot felul de panouri metalice, orice bucată de fier care a putut fi găsită a fost folosită pentru a bloca, eu știu, accesul în această zonă. Și vă dați, am găsit inclusiv pat metalic pus în gardul viu sau, eu știu, tot felul de plase, sârme și alte asemenea lucruri. Lucrăm cu utilajul, lucrăm cu faiuri ca să tăiem fierul, vă dați seama, și să reușim să scoatem. Sunt și zone mai puțin, mai îngrijite, dar vă dați seama că trebuie să tratăm tot acest spațiu unitar, astfel încât în momentul în care s-a reabilitat acea zonă să putem vorbi de o extensie a spațiului verde și de o imagine frumoasă care schimbă total aspectul locului respectiv. Eu știu că interveniți în toate cartierele, dar, de exemplu, în săptămâna asta, unde ați lucrat? Deci am lucrat, continuăm lucrările în Copou, în zona Codrescu-Oastei, unde deja, trebuie să vă spun că deja de săptămâna trecută am pus primele tiruri de gazon. Chiar în fiecare zi am avut câte un tir de gazon. Acolo unde am reușit să facem instalații de irigat, am venit imediat și cu gazon. Săptămâna asta, ce e drept, am făcut această paranteză ca să înțeleg. Săptămâna aceasta, din cauza ploii, n-am putut să punem gazon decât luni, dar și să ne oprim cu un pic cu amenajarea, mobilizarea solului, pentru că nu se poate lucra în condiții de ploaie, dar am avut lucrările acestea de curățenie, în schimb am putut să le executăm pe acestea. Deci, după cum bine cum vă spuneam, în Copou, Oastei, am terminat zona păcurari, chiar în zona păcurari vechi am terminat acel parc unde n-am pus covor de gazon
din cauza faptului că acolo există un număr foarte mare de arbori și o zonă foarte umbrită și am semănat cu gazon de umbră. Am plantat chiar și în păcurarul nou. În această săptămână avem în zona centrală, zona Arcu, continuăm zona de amenajare pe care am început-o de la intersecția cu strada Gării până la, vom merge până la pasarela Octav Băncilă. Avem zona Cantemir, Decebal, unde iarăși continuăm, am pus și acolo primele suprafețe gazonate. Zona, o lucrare foarte laborioasă este în zona Alea Rozelor, unde amenajăm o suprafață tot atât de mare de spații verzi. Acolo venim în plus și cu amenajare de alei, sisteme de irigație alei și o zonă de aproximativ 400 de metri de daleni ierbate, iarăși va fi în acest an ca element de noutate aceste zone cu daleni ierbate, care înainte erau constituite ca niște parcări pe spațiile verzi, care din cauza cărora intrau mari cantități de noroi pe căile carosabile și vrem să le protejăm fără a pierde funcționalitatea de spațiu verde. Da. Avem în zona Alexandru, după cum bine spuneați, în zona Minervei, zona Radu Vodă și zona din spatele intersecției cu Zimbru, unde am gazonat ceea ce am început anul trecut, am terminat de gazonat zona respectivă. Avem în zona Tătăraș, iarăși în zona blocurilor ceurilor, unde așteptăm să se zvânte terenul un pic pentru a putea continua cu amenajarea spațiilor verzi, pentru că acolo infrastructura deja am făcut-o. Vasile Lupu, bar, nu? Poftim? Pe Vasile Lupu. Pe Vasile Lupu, zona ceurilor de la C4 la C8. Da. Avem zona Hlincea, unde continuăm, am terminat cu 1004, acum continuăm zona 1002 și în acea zonă un volum foarte mare de muncă cu curățenia terenului și pregătirea lui și lucrăm în continuare acolo și avem, bineînțeles, amenajările din Copou în parcuri, pentru că după cum foarte bine știți, a fost reabilitat obeliscul cu lei și zona din jurul acestui monument trebuie refăcută. Revenim la Copou. Eu vreau să vă întreb, în linii mari, lucrările presupun aceleași proceduri, dar au existat zone în care complexitatea lor a fost alta? Ați întâmpinat dificultăți într-o altă zonă spre deosebire de alt cartier? De regulă, eu știu, piedicile cu care ne confruntăm sunt aceleași. În principal, v-am spus, terenul, dacă nu sunt suprafețe generoase, lucrările sunt mai laborioase pentru că trebuie să venim cu acest sistem de irigații pe bucățele mici, cu multe subtraversări și cu, eu știu, lucrări specifice, dar, în general, ele sunt cam aceleași. Paralel cu amenajarea acestor instalații, venim cu alei, după cum bine am spus, sau paveleni ierbate, sau, eu știu, venim cu toaletarea de arbori, pentru că există și foarte mulți arbori care trebuie toaletați și cu această ocazie facem tot genul de lucrări, pentru a permite luminii să intre, pentru a îndepărta eventuale pericole și a nu mai avea probleme după ce am terminat această amenajare. Da, cred că ar trebui să explicați ieșenilor cum se aleg aceste spații, unde se intervine și eu știu că dumneavoastră propuneți, identificați zonele în care ar trebui intervenit, dar totuși intervenția survine în urma unei comenzi, nu, făcute de... Da, bineînțeles, noi avem comenzi primite de la primăria municipiului Iași, Direcția Tehnică, Biroul de Spații Verzi, dar ele cumva sunt lucrări în continuare, pentru că abordăm o zonă. Inițial au fost solicitări din partea asociațiilor de locatari, acum, bineînțeles, asociațiile de locatari au tot emis solicitări pentru amenajarea zonelor verzi din proximitatea blocurilor. Vă dați seama, este un volum
foarte mare de muncă și există un ritm de muncă. Nu putem să abordăm toate solicitările simultan. Dar din experiența anilor trecuți, noi reușim cam într-un an de zile să amenajăm cam 50, să facem cam 50 de amenajări de acest gen noi, având în vedere că acum vorbim de amenajări care pot avea și câteva mii de metri pătrați, vă dați seama că ajungem la o suprafață reabilitată și înfrumusețată de câteva hectare bune, la nivelul unui municipiu înseamnă ceva. V-am întrebat, fiindcă văzusem un soi de reacții când lucrați în Păcurari, erați întrebat când ajungeți în Sărărie, când ați ajuns în Alexandru, era cineva care reproșa cumva că Păcurariul este lăsat la coada listei, de acea nerăbdare de care... Nu, acum v-am spus că chiar am terminat în acest an o lucrare începută de anul trecut în Păcurari, unde am amenajat ca un parc zona blocurilor vechi Păcurari, unde au fost lucrări foarte complexe, pentru că și solul a fost, eu știu, cu declivități mari și am creat alei, am creat sistem de irigație, am plantat gazon, vom planta în continuare arbori, arbuști în acea zonă. Problema este că oamenii sunt nerăbdători dacă văd că la blocul vecin deja s-a făcut frumos, da. Acum au înțeles, sunt mai puțin reticenți când văd că intrăm pe zona blocurilor dumnealor, dar vin ceilalți vecini de alături la celălalt quartal care doresc și ei cât mai repede o amenajare de acest fel. Trebuie să aibă un pic de răbdare, noi vom intra cu certitudine în toate zonele, urmând ca într-o perioadă, eu știu de câțiva ani, să putem acoperi întregul oraș cu reabilitarea spațiilor verzi dintre blocuri. Acesta este un proiect amplu și considerăm că este foarte important, pentru că după cum una, curățăm zona, terenurile respective, doi, le amenajăm și le redăm circuitului verde. Ați făcut referire la lucrările din Parcul Copoi. Eu vă mărturisesc că am rămas impresionat de ceea ce ați prezentat pe pagina societății, pe site-ul societății, acea combinație între verdele proaspăt al gazonului montat și acel albastru al heleșteilor care s-au realizat acolo. Dincolo de faptul că aveți profesioniști, mă refer la angajați, aveți și peisagiști de excepție. Bineînțeles că avem. Toți colegii mei sunt specialiști în domeniu și fiecare șef de centru este absolvent de facultate de profil, vă dați seama, ei au posibilitatea să implementeze ceea ce au învățat în școală în teren, este, eu le spun, aveți o planșă curată, puteți desena tot ce doriți voi pe această planșă, să vă expuneți ideile, bineînțeles că toate ideile se discută și ajungem la o concluzie ca în fiecare an să venim cu elemente noi în spațiu public, cu elemente atât din punct de vedere peisagistic, cât și cu elemente de mobilier urban. Veți vedea că și în acest an vom veni cu niște elemente de mobilier urban noi și să continuăm să producem cele care au avut deja succes și impact. Păi deja am văzut că acea bancă de tip carte, da, nu? A coborât copoul, este și da, pe va zona... Da, fi în fiecare cartier, pe cartier și în Alexandru și în Oancea și veți vedea în zonele publice, în esplanade. Și vom veni cu texte noi, cu, eu știu... Nu doar cu glosa lui Eminescu. Nu. Ea a fost prima, dar... Da. Bine, este o poezie, de fapt, remarcabilă. Și... Mitocul Maicilor este o altă zonă pe care a suferit transformări vizibile. Am finalizat-o, putem vorbi că Mitocul Maicilor, la această oră când discutăm, este finalizată. Bineînțeles, trebuie să înțeleagă ieșenii că toate zonele care au fost reabilitate nu înseamnă că odată cu primăvara nu se vor planta flori, vom veni cu florile anuale, deci în afară de grupurile de arbori, arbuși deja plantate, vom veni și cu florile care dau și din punct de vedere cromatic și
estetică aduc un plus de frumusețe acestor amenajări. Ce vreau să vă întreb? Erau în trecut reacții referitoare la faptul că da, se montează gazon, dar totuși noi când vom avea posibilitatea, vom avea posibilitatea să ne așezăm pe acest gazon? Să aducem o pătură, eu știu, un picnic să facem acolo? Cum am spus și în alte cu ocazia altor emisiuni, nu ne împiedică nimeni să stăm pe acest gazon. Condiția este ca acest gazon, dacă vorbim de covor de gazon, să fie prins, adică să nu fie proaspăt montat, să treacă o perioadă, eu știu, de 2 săptămâni sau chiar o lună până a putea fi sta pe el și de a nu desfășura, eu știu, sporturi cu fotbal sau alte sporturi, pentru că este un gazon care nu este un gazon super sport, cum vedeți dumneavoastră pe stadioane, care are cu tot o altă compoziție, rezistent la uzură și așa mai departe, la stres. Este un gazon de parc. Acest fapt nu înseamnă că nu putem să stăm pe un gazon o perioadă de timp și ulterior să, eu știu, să ne ridicăm, să ne plimbăm sau nu acest lucru am spus. Putem sta pe acest gazon, numai să nu-l, eu știu, să nu facem lucruri de care v-am spus, să jucăm fotbal, să stresăm, să punem tot felul de activități grătare, care uzează mai rapid acel rulou. Am avut cam rulou. Sau se spălau covoare pe gazonul ăsta, adică vă dați seama că... Un alt proiect al municipalității pus în practică de echipele Servicii Publice Iași este cel vizând campania, plantarea de arbuși pe malurile Bahlului. Da, la nivelul primăriei municipiului Iași a încheiat un parteneriat cu Apele Române, astfel încât în Albia Superioară, exact la marginea superioară a Albii râului Bahlui, în acest an se vor planta, acum chiar suntem cu lucrările în toi, în jur de 1200 de arbori foioși, care vor crea o perdea verde pe malurile râului nostru. Arborii sunt deja, sunt arbori dezvoltați, cu corană dezvoltată, astfel încât să aibă o capacitate de prindere, spunem noi, cât mai mare. Bineînțeles că îi vom îngriji și urmări în perioada imediat următoare pentru a se prinde, urmând ca la, să spunem, în acest an să vedem acest cordon verde pe marginea superioară a Albii râului Bahlui. Domnule director, deși ne aflăm într-o lună cu destule simboluri, nu? Mărțișorul, femeia, totuși aș vrea să insistăm și pe un subiect care suscită mereu interes, mă refer la cel al locurilor de veci. Era o perioadă în care Iașu ducea criză de astfel de locuri. S-a mai ameliorat lucrurile, am creat noi locuri. Ce se aude cu cimitirul nou pe care municipalitatea intenționează să-l realizeze? Deci, bineînțeles, atât timp cât nu s-a creat un cimitir nou la nivelul municipiului Iași, nu putem vorbi de rezolvarea problemei locurilor de veci decât printr-o, eu știu, o sistematizare și o organizare mai bună a celor care deja aflate în rezervă. Ne-am îndreptat spre zona de locuri care a căror concesiune a expirat, zona de locuri care au fost părăsite sau zona locurilor care, a căror titulari nu s-au mai achitat de obligații și atunci, conform legii, au pierdut concesiunea respectivă, astfel încât aceste locuri pot fi reconcesionate. Dar, având în vedere că încă numărul acestor locuri de veci disponibile este foarte redus și având în vedere că tot timpul trebuie să avem un număr alocat pentru, în rezervă, spune, pentru situațiile de urgență. În cazul deceselor persoanelor care nu beneficiază de concesiuni a locurilor de veci și trebuie asigurate, sau în alte două situații, persoane foarte în vârstă, cum am spus, peste 80 de ani, sau persoane cu afecțiuni foarte grave,
concesionarea se face numai pentru către aceste persoane sau în aceste deci situații. Nu s-a schimbat, procedural nu s-a schimbat nimic, nu? Nu s-a schimbat pentru că nu ne putem permite să dăm toate locurile disponibile, să le concesionăm în rezervă în situația în care nu este neapărat nevoie, astfel încât să nu ne confruntăm cu situații chiar delicate. După cum foarte bine știți, este prins în acest an, în cadrul investițiilor Primăriei Municipiului Iași, achiziționarea de teren pentru înființarea unui nou cimitir public și sperăm că odată cu această, imediat după această achiziționare, să demarăm procedurile de amenajare a respectivului spațiu pentru a înființa un nou cimitir. Suntem la final, vreau să încheiem totuși într-o tentă mai optimistă și ar trebui să le explicați ieșenilor că ar trebui să treacă pragul serelor din Alea Tudor Neculae, unde angajații dumneavoastră au pregătit ghivece cu flori, nu, specifice anotimpului, zambile, narcise, lalele, pe care, iată, servicii publice le comercializează. Da, cu zambilele, narcisele am încheiat ciclul 8 martie, știți, ziua femeii. Noi acum mai avem mușcate, petunii și, bineînțeles, am dat drumul la prima tranșă de flori. Deja seara noastră putem spune că este aproape plină cu prima tranșă de flori anuale, care vor ieși la sfârșitul lunii aprilie. Ne vom putea bucura de ele, atât în oraș vom planta, cât și pentru doritori stăm la dispoziție cu florile noastre. Doritorilor le aduc pe la cunoștință pe această cauză, că îi așteptăm, pentru că încă timpul permite, să ne viziteze și pepiniera pentru a vedea diferiți arbori, arbuști care pot fi plantați în grădinile personale sau unde doresc dumneavoastră. Doamne directore, vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Sper să ne revedem cât mai curând cu alte vești bune, să ne spuneți că acest spațiu de verde din oraș s-a mărit de la lună la lună și poate atacăm și zone care nu, niciodată n-au avut parte de o cosmetizare. Deci toate zonele intră în atenția noastră, indiferent unde se află în municipiu, și intră în atenția noastră. Totul este legat de timing, de programarea acestor lucrări pentru a putea fi atât eficienți cât și rezultatul să fie, din punct de vedere calitativ, cum în regulă. Încă o dată vă mulțumesc. Aceasta a fost dezbaterea de astăzi. Până la următoarea întâlnire, vă doresc cele bune.